Și avem câțiva invitați care ne-au purtat cu adevărat noroc și cărora cred că le-am purtat și noi noroc. Unul dintre ei este cu siguranță Cătălin Moroșanu, pe care l-am cunoscut aici la emisiunea înainte de a deveni marele campion de astăzi. Iar când spun vorba aia românească, bate-te norocul, ar fi bine ca norocul ăsta să nu cumva să fie chiar el, Cătălin Moroșanu. Bate-te! Salut, Cătălin! Salut! 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 Băi, Cătăline, vă spun, când eram mic, am cătrahat, așa că din cauza asta sport noroc. Deci nu turcesc. Nu turcesc, de ăla normal. Ce vremuri erau atunci. Când eram noi mici, mai ții minte? Da, băi, erau vremea, erau exact. Vremea. Este, deci tu, când erai mic, din scute mâncai și ce au zis cineva? Bravo, mă, stau să fie norocos. Păi, mâncat la armamă. Și e norocos pentru că unul e Moroșanu, moartea din Carpați, omul care a ajuns să fie campion. Senzațional. Și prietenul nostru, jur. Vrei să mănânci ceva iute? Te rog frumos, în viața mea nu mai vreau la emisiunea asta cu iutele. Deci nu cu iute. Nu mai vreau, cât mi-era milă de Alexandra, crede-mă. Nu, dar a jucat-o un pic, așa ai văzut, adică doar a fost finuță, a fost deșteaptă, nu ca mine. Eu am luat toți ardeii, că am zis că sunt barosan, că sunt șmecher. Stai să vezi ce face Moro. Când am mâncat, am zis că nu mai vreau. Barosană, ia un loc aici, că totuși dacă nu vrei iute, am ceva dulce pentru tine. Așadar, da? Pentru tine am astăzi baclava! Vai de capul meu. Cred asta e de la prietenul nostru Ensar. Ensar, prietenul nostru turc. Ensar Duman, prietenul nostru turc. Ia uite-te aici ce baclava ne-a trimis de cei 13 ani. Scrie 13? Ah, da, bă, uite acum am văzut, bă. 13, mă. Uite, bă, uite cum se vede exact ca pe stadion când se fac coregrafiile. 13, baclava de la prietenul nostru Ensar Duman, pe care îl salutăm oriunde s-ar afla, în România, în Turcia. Dar tu, eu cred că trebuie, că de fiecare când vin la tine, tu vrei să mă îngrași, tati. Deci tot timpul mă iei. Bă, vreau să te omenesc, mă, sunt ospitalier. Da, cât să mă omenești, bă, m-ai mai omenit toată viața până acum. Dar ce, ai vreun meci acum? Urmează ceva? Da, vreun meci, dar tu mă iasă beleaua, că nu mai fac antrenamente așa de dure. Atunci și la liber, hai. La liber, hai să vedem. Fii atent. Facem în felul următor. Păi da, ia-o toată, ai luat doar jumate. Facem concurs de mâncat baclava. Nu, sigur. Nu ești pe dulce, nu? Nu. Spune-mă, ăștia 13 ani au fost cu noroc pentru tine? Dar să zici un pic că îți mănânc și asta. Mănâncă. Băi, au fost 13 ani de succes. Cifra 13 e o cifră norocoasă pentru mine. Mi-a apărut cifra 13 în 2010, când eram la Dansez pentru tine, și tot timpul când mă uit la ceas, văd 11 și 13, 13 și așa mai departe. Și 13, mereu am cifra asta, mi se arată în cale. Pe mâne? Da, da. Și e o cifră norocoasă pentru mine. Și consider că... La Dansez ai câștigat finala. Păi am câștigat finala și tot vedeam 13, bă, ce cota 13, mă, ce se întâmplă, oare ghinion? Că toată lumea crede că cifra 13 e cifra ghinionistă. Și uite că mi-a purtat noroc cifra 13 și toată viața m-a urmărit de în 2010 până acum, m-a urmărit cifra 13. La loto când joci, bași 13 la numere? Nu, dar eu nu joc la loto. Deloc? Deloc, tati, nu joc. Da, tu ești mai deștept ca noi, mă, atunci. Dar pentru ce să joc? Cum aia ne iau toți banii? Ce combinație? Cum aia iau toți banii? Nu am făcut nicio combinație noi. Plantă? Vezi? El e mai isteț decât noi. Nu, că eu și cu Ciucă tot insistăm. Dar nu se leagă nimic. Dar bă, și cum e chestia acum în viață? Dumnezeu îți dă dragoste și iubire și pe partea altă îți dă bani. Eu prefer dragoste și iubire, Cătălin. Băi, Cătălin, mie nu mi-a dat nimic, mă. Băi, nu știu cum îți alții, eu spun cum sunt eu. Trebuia să mânci rahat când erai mic. Uite, poți să mânci acum dacă vrei. E bine să joci. Păi da, nu? Da. Ah, spune-mă, în astea 13 ani, au fost și momente mai grele? Au fost momente grele, Cătălin. Clar că am trecut peste toate aceste momente. Până la urmă sunt ceea ce sunt și datorită greutăților pe care le-am înfruntat în viață. Și mă bucur că sunt persoana din fața ta. Pentru că am evoluat și prin greșelile pe care le-am făcut până acum. Și evoluția mea, cred că ați văzut-o cu toții. Sunt un om al poporului. Sunt Cătălin Moroșanu, omul din popor. Și m-ați văzut de la când eram mic, așa, la happy hour, dacă mai țin minte, Cătălin. Avem imagine când a venit prima dată la noi. Și uite, m-am trezit acum, uite. Uite, ăsta erai când erai tu mic. Când eram mic, da, da. Și de aici? Ai mâncat tot. Uite, hai să-ți arăt și o poză, Cătăline. Ia. Mai nouă, asta e o poză când aveam vârsta de 13 ani. Ia, da? Uite-o. Mamă. Da, mă, eram... Dar erai sportiv la 13 ani? Nu eram sportiv. Abia, chiar la vârsta aia m-am apucat de rugby, la vârsta de 13 ani. Da, se vedea că ai așa statut de sportiv, știi? Eram așa durduliu, așa... Nu erai durduliu aici. Nu eram? Nu.
Da, bă, eu mă uit la poza asta, bă, cât de simpatic era mic și uite ce urât am ajuns, mă. Deci eu era cât, uite ce simpatic eram aici. Și am zis, bă, cum de, am avut transformarea asta așa de... Cred că sportul m-a transformat așa. Tu ce zici? Eu cred că sportul te-a transformat în același timp și într-un om mai bun, pentru că ai câștigat foarte multe meciuri, iar oamenii te iubesc pentru ceea ce ești tu. Pentru că ești un tip, exact cum zici tu, popular. Te-a văzut lumea și la Ferma, te-a văzut lumea și la Dansez. Sunt celebru, scoate-mă de aici. Te-a văzut la... în foarte multe show-uri. Cătăline, uite care chestia. Vreau să fac un cadou emisiunii la Măruță, în primul rând ție, în doilea rând echipei la Măruță. Această cupă... Această cupă, Cătăline, este cupa pe care am câștigat-o împotriva francezului Freddy Chemaio în 2018 la București. Este o cupă foarte dragă mie și am stat și m-am gândit, băi, în 13 ani ați fost lângă mine și la bine și la rău. Ne-am și certat, ne-am și împăcat, dar țin minte că eram un moldovean, uite așa, eram micuț, tot, de fapt tot de aceeași înălțime, de la Iași și m-ați luat la emisiune prima oară la voi. M-ați promovat, ați avut grijă de mine și consider că după 13 ani sunt brandul Cătălin Muroșanu, am propria mea promoție de Anime Fighting Show și cred că această cupă o meritați cu vârf și îndesat. Vă respect din toată inima. Asta e cupa ta, tu ai câștigat asta, Cătă. Da, eu asta, am câștigat-o. Asta a fost cupa câștigată de tine. Da. Și o cupă extrem de... Este foarte, foarte dragă. E o cupă dragă. Muncită asta. E o cupă muncită și cred că o parte din munca mea vă dau și vouă, pentru că și voi ați contribuit la succesul meu. M-am emoționat foarte tare, jur. Da, mulțumesc frumos. Mulțumesc mult de tot. Da. Uite aici, deci asta este cupa. Să o lăsați aici tot timpul să vă amintiți de Moroșanu, că e, da. e moldoveanul care a crescut în curtea voastră. Așa da. Că... Uite, deci 5 iulie 2018. Da, 2018. 5 iulie 2018. Cupa câștigată de Moroșanu, oameni buni, ne-a făcut o nouă cadou astăzi și îți mulțumim mult de tot, să știi că chiar ne-ai emoționat. Mulțumesc. Da. Și exact cum zici tu, aici la emisiune ne-am și certat. Ne-am și certat, cum nu venea să te bat la un moment dat. Dar mi-a trecut până la urmă, îți dai seama. Am făcut și farse împreună. Am făcut o grămadă de lucruri împreună. Exact. Dar știi care e chestia? Odată ai uitat și tu să vii la emisiune. Da, o singură dată. Țin minte că am dat o singură dată. Și să nu uiți, atunci am venit și mie să te bat. Aoleu. Ce să mai zic? Bate-mă acum. Da. M-am îngreșat. Păi asta trebuie mie. Ai o șansă acum. Ideea e în felul următor. Că ne obligi să rămânem și noi în continuare campioni aici cu emisiunea. Și să știi că chiar ne-ai emoționat tare cu cadoul tău. Mulțumesc frumos, Cătă, și mult succes în continuare. Bine, ne așezăm sau mai stăm în picioare? Că nu mai știu ce să facem acum. Nu știu, dar dacă vrei să bați pe cineva sau să faci ceva... Acum vine să pup pe cineva, că vrei să te, vrei să te pup zim. Și că de bătut am bătut toată viața. Acum suntem cu pandemia, nu putem să ne pupăm. Când e următorul meci? Cătăline, eu aveam programat anul ăsta, a venit această criză cu coronavirusul și cred că la anul o să fac un ultim meci în Londra, vreau să fac. Uh-huh. Foarte mulți români acolo. Dar sperăm să dispară naibii odată virusul ăsta, că mi-a făcut zile negre. Exact. Deci nu mai pot, nebunesc. Poți să bagi tu pe cineva. Nu. Dar între timp Moroșanu, oameni buni, joacă în filme. Hai că joci... Mi-a plăcut foarte mult să diversific. Joc și într-un film, scriu și o carte. Ce carte? Bibliografia mea. Despre viața ta? Da, cartea se numește Luptătorul căruia nu-i plăcea să lupte. Ce este tare. Un proiect cu revista Timpul. Vreau să-i mulțumesc lui Mihai Vacariu. Revista Timpul, cea mai veche revistă din România. Și îmi doresc foarte mult să impulsionez tinerii să facă sport și să le demonstrez că se poate. Numai să ai o voință de fier și să vezi că poți să ajungi pe vârful munților cu muncă, cu ambiție și cu foarte multă dăruire. Respect din toată inima. Mulțumesc și felicitări. Frumos. Luptătorul care nu vrea să lupte. Da. Super tare. Hai, rămâi un pic cu mine aici. Rămân acum. Mai rămâi, că ești prietenul nostru. Da. Și oricum ne-ai dat cu pasta, îți dai seama, mai trebuie să stăm un pic în direct. Aoleu! Iată, ce am aici doi bodyguards fabuloși, care sunt întotdeauna cu cei de la Mask Singer. Da? Vin cu costumații de la Mask Singer și ei sunt...
invincibili. Ei nu râd. Nu râd, nu da? Nu zâmbesc. Okay. Nu fac nimic, da? Și vreau să vezi că astăzi au venit... Cu cine ați venit, mă, nene? Cu Căpcăunul. Mamă! Și noi trebuie să intuim cine este Căpcăunul. Ei sunt bodyguardii. Fii atent. Invincibil. Salut! Hei! Mamă, cât de mișto e costumul. Mamă, eu puteam să jur că știu cine e aici. Dacă era mai înalt, era Viola Elis. Ții minte că a fost la noi când a fost Căpcăun? Ah! Oh! 1-0, respect, Nati. Deci eu până acum, fii atent, Moro, uite-te aici. Da. Orice făceam, nimic, Nati, nici în zâmbet, nimic. Nimic. Invincibil, uite-te. Nimic. Mi se pare cam gay, nu știu cum să zic. Ce? Cine, Căpcăunul? Nu, cu faza asta când mângâi pe săracul băiat. A, ți se pare gestul așa? Da, mi se pare gheiuț așa, nu știu. Așa am senzația, dar... Da, zic și eu. Am încercat să-l fac să râde, dar nici așa nu râde. Ai auzit ce a zis? Nimic, mă, nimic. Invincibil. Cine e Căpcăunul? E întrebarea noastră. Mamă, vine să-i smulg colții ăștia din gura, așa. Dar, mă rog, Căpcăunul intră din nou în scenă astăzi seară la Mass Singer România de la ora 20:30 de minute. Am un indiciu. Adică am un indiciu, am un nume după ce am văzut indiciile. Eu cred că sub masca Căpcăunului se ascunde Mirabela Daue. Are mașină roșie. Are mașină roșie. A crescut la țară. Eu așa cred. Eu cred că e Mirabela Daur. Aș paria pe Mirabela Daur. Tu, Moro, cine zici că e? Să mor dacă știu. Da, ai văzut un pic indiciile. Dădea cu pumnii, pac. Deci, nu, păi e femeie, că n-are cum să fie un căpcă un pitic. Deci nu, e femeie, 100%. Acum nu știu ce femeie, că nu pot să dau seama. Dar fii atent, vină un pic mai în față căpcăunule. Yeah. Cât de spectaculos e costumul. Dacă se întoarce, ia, întoarce-te. Ia uite. Uite-te la cap, uite-te la cap. Da, deci da, acum stă cu spatele și acum stă cu fața. Mamă. Cine e Căpcăunul, bă? Cine e? Hai, Moro, zi ceva. Eu zic că e o femeie frumoasă. O femeie frumoasă, dă un nume. Păi nu știu. Bă, hai să mă gândesc ce fete mici așa de statură. Cântăreți. Hai, dă-mi și mie un indiciu. Rubi. Bă, Rubi, mă, sora mea Rubi, mă. A? Bravo, mă. Și eu cum iese minionă și drăguță și pumpa lui când scoate această mască înfiorătoare, este chipul angelic al lui Rubin. Și oricum, și vesta asta e mai largă, adică... Bă, e Rubina. E Rubina? E Rubina, Rubin? Mă. Da, da. Rubi, cum? Rubina. Ciucă, tu cine zici că e? Cine? Nicoleta Nucă. Nicoleta Nucă. Da. Deci eu zic Mirabela Daur, tu zici Nicoleta Nucă. Sau Teo Roz, mă. Sau Teo Roz, zice Moro. Da, mă. Și că am văzut câteva melodii cu Teo Roz. Da. Bă, îmi place de foarte. Foarte talentată. Pe bune. Super voce. Deci foarte talentată. Super voce. Dar să vedem, plantă, tu cine zici că e? Mă, eu cred că e Alina Dumitru. Cine? Alina Dumitru, cred că e. Campioana de judo? Campioana de judo, da. Ia uzi, Dani din regia de emisie zice că s-ar putea să fie Nicole Sherry. Bă, și asta, și asta e o posibilitate. Mamă, ce se va întâmpla? Rămâne să vedem în seara asta la Mass Singer de la ora 20:30 de minute. Așadar, aflăm cine este sub spectaculosul costum al Căpcăunului în seara asta. Moro, îți mulțumim mult de tot. Și mulțumesc frumos. Și ai grijă de tine, ești prietenul nostru și te așteptăm oricând cu mare drag. Încă o dată la cât mai mulți ani. Mulțumim mult, te prețuim mult de tot. Aba. Te prețuim mult de tot, mulțumim. Merci.